O replică a scenei concursului câștigător Eurovision din 1974 cu melodia Waterloo și multe alte obiecte ale celebrei trupe suedeze ABBA pot fi admirate în cadrul expoziției speciale deschise la Londra. Obiecte personale care au aparținut membrilor grupului, precum carnetul de note al lui Björn Ulvaeus, fotografii, discuri de aur și îmbrăcăminte. Pe toate le găsesc fanii trupei la ABBA Super Troopers The Exhibition, o expoziție ce poate fi vizitată până în luna august într-un complex din sud-estul capitalei Angliei. Interesant este că și admiratorii au îmbogățit colecția. De exemplu, un fan ABBA a oferit sute de obiecte pe care le-a colecționat pe parcursul a peste 40 de ani, între care perne, șarfe, cusoane și chiar decorațiuni de Crăciun. Trupa ABBA a făcut furori la nivel mondial după câștigarea concursului Eurovision în 1974. Membrii trupei s-au bucurat de un succes uriaș cu o serie de hituri apărute în anii 70-80, printre care Dancing Queen, Mamma Mia și Thank You for the Music.